Iată turațiile în diferite trepte de viteză, treapta a treia la 80 de km pe oră, circa 2900 rotații pe minut, treapta a patra aproximativ 2000, a cincea în jur de 1600 și a șasea undeva la 1300 rotații pe minut. Treapta a treia la 100 de km pe oră, 3750 rotații pe minut. Treapta a patra, 2500 rotații pe minut. Treapta a cincea, în jur de 2000 de rotații pe minut, poate 1950 mai precis. Și treapta a șasea, în jur de 1600-1700 rotații pe minut. Mergem către 130 de km pe oră. Suntem în treapta a patra, la 130, avem circa 3250-3300 rotații pe minut. Observați că motorul se aude, dar destul de înfundat, adică n-aș putea să spun că este foarte supărător. Dacă dai drumul la sistemul audio, nu mai simți atât de tare motorul. Oricum, ești în treapta a patra. Treapta a cincea, avem o durație de circa 2550 rotații pe minut. Și treapta a șasea, treapta normală pentru rularea cu această viteză de autostradă, avem o durație destul de scăzută, undeva la 2200 rotații pe minut. E o durație scăzută și pentru un diesel, ținând cont că are numai 6 trepte. Se aude motorul în continuare, este prezent, însă, așa cum poate vă dați și seama, nu foarte tare. Adică e ok, suportabil. Și aceeași constatare că dacă ești cu muzica pornită, nu mai auzi motorul, adică ambientul sonor în interior este ok. O să ne ocupăm puțin și de consumul de carburant. Observați că la 130 de km pe oră în treapta a șasea avem un consum în jur de 4,5 litri la 100 de km, foarte scăzut, în concordanță de altfel cu datele date de Nissan. Într-adevăr, chiar dacă media noastră poate pare ridicată, 5,5 în acest moment, totuși în condiții de iarnă, mașina a rulat aproape exclusiv la temperaturi negative sau maxim până în 5 grade Celsius. Eu zic că e un consum bun, deci la 130 de km pe oră să ai sub 5 litri la 100 de km e foarte, foarte bine. Sigur că dacă reduc viteza, să spunem în zona de 120 de km pe oră, se observă că normal și consumul scade, se duce deja spre 4. O altă observație pe care trebuie să o fac, nu știu în acest moment ce coeficient aerodinamic are acest pulsar, însă
mi s-a părut destul de insensibil la vânt, adică nu am simțit la 130-140 de km pe oră, nu am simțit că mă deranjează vântul. E un lucru destul de rar la o mașină, înseamnă că cel puțin la nivelul oglinzilor, dar nu numai, este bine profilat aerodinamic. Încă 10 km pe oră, repet, suntem în treapta 6-a. Probabil undeva chiar sub 4 litri este consumul la această viteză. Observați această bandă albastră. Iată și consumul la 100 de km pe oră, însă simt eu că mașina e un pic în urcare. Chiar dacă suntem pe autostradă, cred că suntem un pic pe o zonă de urcare. Acum ar părea că se stabilizează. Cine are răbdare merge cu 90. Deși în treapta 6-a 90 s-ar putea să fie un pic subturat. Mă rog, e la limită, la 1500 de rotații pe minut. Și observăm că deja consumul e probabil chiar sub 3 litri. Dacă între 0 și 5 e o liniuță, înseamnă că acolo e 2,5. Și iată, deci oscilează așa undeva 2,8-3 sau mă rog 3-3,1. Cât pot să estimez din ce văd pe display. Adică, într-adevăr, dacă vrei să conduci economic, acest Nissan Pulsar cu această motorizare îți face pe plac. Iată și reacțiile dinamice ale mașinii. Sunt în treapta a treia, o să încerc să mă duc spre 130-140 de km pe oră. Accelerez la podea. Sincer, pentru 110 cai și 1,5 litri se duce destul de bine mașina. Haideți să o vedem și în treapta a patra, unde plaja de turație ne permite fără schimbare să vedem un 70-140 aproximativ. Accelerez la podea acum. Răspuns prompt al motorului. Nu a fost instantaneu, dar nici n-a ezitat mult. N-aș zice că e o mașină lentă. Adică, da, știu, toată lumea își dorește acum noul 1.6 DCI de pe Renault și Nissan, că e un motor comun până la urmă, însă acest motor 1.5 DCI 110 cai e un motor bun în această formă, nu știu, finală sau să-i spunem actuală pe care o are. Așadar, treapta 5-a, 70 de km pe oră, subturat în mod clar, adică e undeva la 1300 de rotații pe minut. Accelerez la podea. Acum începe să răspundă. Intră în zona de cuplu, 1750 rotații pe minut, și se duce. Pentru un motor cu două supape pe cilindru, îmi place cum se duce mașina și
Iarăși interesant, poate ați și observat când am făcut schimbarea aceea din a treia între a patra. Am schimbat undeva la 4250 de rotații pe minut, deci mai sus decât turația de putere maximă. Nu mi s-a părut că a pierdut putere, deci mai avea suflu. Asta înseamnă că totuși motorul trage bine și la, și la turații ridicate. Adică nu este chiar așa de rău că are doar două supape pe cilindru. Treapta 6-a, e clar, e chinuială pentru cum este treptată mașina, deci nimeni n-ar trebui să facă ce fac eu acum. Accelerez la podea, nu-i convine, bârâie, se simte că nu-i place, dar să vedem ce se întâmplă. Iarăși a intrat în zona de cuplu și începe să tragă. Deci, în momentul în care ești la 1700 1750 de rotații pe minut, în momentul ăla, practic în orice treaptă ești, mașina trage. Ce aș putea să spun despre cutie? Este treptată destul de interesant, adică așa mi s-a părut mie, că are o treaptă a întâia și a doua destul de relaxate, deci nu foarte scurte. A treia și a patra un pic scurte, dar bine, bine gândite. Și a cincea și a șasea, în mod evident, așa cum ați văzut și pe turometru, sunt destul de lungi. Adică ce face această treptare un pic mai altfel? Îți permite o rulare foarte elegantă și în oraș. Deci cu a întâia, a doua și, să zicem, a treia, te descurci într-un oraș aglomerat fără să fii nevoit să faci multe schimbări. A treia și a patra îți permit, în caz de nevoie, reprize puternice, adică vrei să faci depășiri în funcție de viteza la care ești, fie a treia, fie a patra, da? Deci cam astea sunt treptele de depășire, inclusiv pe autostradă, da? Dacă ești, să spunem, la 100-110 km pe oră și vrei să faci o depășire rapidă, să te duci spre 140-150 de km pe oră, probabil că tot a patra o să selectezi, eu așa aș face. În timp ce pentru rularea economică și relaxată folosești a 5-a și a 6-a. De ce spun a 5-a și a 6-a? Pentru că, de exemplu, sunt anumite zone de circulație extraurbană, nu pe autostradă, deci în afara localităților, dar nu pe autostradă, unde s-ar putea să fie mai convenabil să fii în treapta 5-a decât în treapta 6-a. Adică treapta 5-a nu o considerați doar o treaptă intermediară, așa, până ajungi la a 6-a. Pentru că s-ar putea a 6-a la viteze de 85, 90, 95 de km pe oră să nu fie chiar cea mai bună soluție. S-ar putea ca a 5-a să fie. De altfel, avem un sistem pe bord care ne arată când ar trebui să schimbăm treapta și e bine când conduce să folosiți ce spune acel indicator, care are grijă de două lucruri, de economia de carburant și în același timp de sănătatea motorului. Din câte am observat, cam la majoritatea motorizărilor diesel nu prea te lasă genul acesta de sisteme să rulezi cu o turație de sub 1500 de rotații pe minut. Deci cam 1500 de rotații ar fi pragul minim la care ți se dă voie să rulezi într-o treaptă, fără să ți se afișeze schimbarea într-o treaptă inferioară. Acum ce să zic, îmi place cum se comportă mașina. Pe autostradă se simte destul de în largul ei. Suspensia nu este cea mai rafinată pe care am întâlnit-o, adică pot să spun că nu există termen de comparație între această suspensie și, de exemplu, suspensia de pe noul Focus sau de pe un Golf. Însă e mai bună decât ce am întâlnit până acum la Nissan, în sensul că probabil vă dați seama și în timp ce filmăm că suntem pe autostrada A1, mergem către București. Autostrada este așa cum e, de obicei în alte mașini simți că țopăie, că ține bine suspensia, adică amortizează destul de bine. E în același timp suficient de fermă ca să poți să o numești chiar sportivă, dar și suficient de confortabilă. Însă
mi se pare mie, părerea mea poate subiectivă, nu este suficient de rafinat. Adică un focus ar fi rulat pe aici fără să simți absolut nimic, în timp ce Nissan-ul mai agață câte o denivelare pe care o simți. Deci e un pic mai dură, să spunem, suspensia, însă bănuiesc că este și fiabilă, pentru că și asta e o chestie de care trebuie să ții cont. E ok, e bine să ai o suspensie super confortabilă și super sportivă, dar dacă este foarte complicată tehnic, îți aduce două dezavantaje. Fiabilitatea poate să nu fie cea mai bună, având atât de multe componente pe puntea spate, pentru că fața e clar, e un McPherson clasic, dar pe spate este problema. Deci o suspensie complexă pe spate înseamnă fiabilitate cu semnul întrebării și în același timp se reflectă și în costul mașinii, da? Pentru că o suspensie independentă, performantă, costă mai mult decât o suspensie mai normală, să spunem. Oricum, compromisul îmi place, adică este o mașină suficient de dinamică și de confortabilă încât un cumpărător să nu poată să se plângă, să spună, ah, mi-ar fi plăcut să iau nu știu ce, că era mai confortabilă sau nu știu ce, că era mai sportivă. E bine, dacă vreți să cumpărați un Pulsar, să faceți un drive test înainte ca să înțelegeți cam cum este suspensia. Și direcția îmi place, adică este suficient de relaxată în oraș și de asemenea nici foarte tare la viteze mari, dar nici prea ușoară. Adică eu zic că e calibrată destul de corect. Am folosit mai devreme un termen legat de sportivitate. Am spus că, mă rog, mi se pare că ține bine drumul mașina, adică nu mi-a dat impresia că nu agață bine șoseaua. Însă impresia mea în clasa compactă e că acest Pulsar nu vrea să fie considerat o sportivă. Deci este o mașină suficient de dinamică, dar o mașină pentru oameni mai pașnici. Cine vrea dinamică, sportivitate în acest segment, să spunem, non-premium, compact, poate că ar fi mai bine să se uite la o Honda, la un model Mazda, vorbind acum de asiatice, da? Lăsând la o parte, nu știu, referințele segmentului, da? Focus, Golf, nu știu, Megane, Astra, le lăsăm la o parte pe astea. Deci cine, poate sunt oameni care vor neapărat să-și ia o mașină japoneză. Deci dacă ești mai sportiv, sfatul meu, caută spre Mazda sau Honda. Dacă vrei o mașină fiabilă și normală, acest Nissan e ce trebuie. 0-100, aer condiționat oprit, electronica e lăsată on, deci SPU-ul este activ. Un 0-100 cu SP și controlul tracțiunii dezactivat, pentru că foarte multă lume vrea să vadă 0-100 așa, o să ne adaptăm încet încet. Observați că treapta a treia se duce lejer peste 100 de km pe oră, adică ce spuneam, a treia și a patra sunt excelente la depășirile în forță, cam astea sunt treptele de lucru, de depășiri, a treia și a patra. E interesant treptată cutia, mie îmi place, deci mașina pentru 110 cai are o dinamică bună spre foarte bună, deci chiar nu cred că cineva s-ar putea plânge că această mașină este lentă. Nu există așa ceva. Eu sunt mulțumit de ea și mă simt în siguranță în orice situație cu acest motor și cu această cutie.
Ne apropiem de final. Am făcut vreo 700 de kilometri cu mașina. Mi-am făcut o idee cam ce este acest pulsar. E o mașină interesantă, trebuie să recunosc acest lucru. N-aș fi zis la prima vedere, însă mașina este ok, este bine făcută. În această combinație cutie manuală cu 6 trepte și motor 1.5 DCI a oferit, așa cum se observă pe bord, un consum mediu destul de decent. Nu chiar ce scrie în fișa tehnică, însă circumstanțe atenuate are. S-a condus exclusiv la temperaturi în intervalul minus 2-5 grade Celsius, adică diminețile cel puțin era frig. În condiții de scaune față încălzite, lumini aprinse, așa cum se vede de altfel și acum pe bord. Și nu am condus exclusiv economic, adică am condus mașina foarte normal, tocmai pentru că știam că oferă o autonomie decentă și un consum relativ scăzut. Nu m-am străduit să fac extreme cu mașina. Un 5,3 real, eu cred că este un consum absolut ok, în condițiile în care maximul pe care l-am văzut prin oraș a fost undeva la 7, dacă mi-amintesc eu bine. Deci condusă exclusiv în oraș. Am avut primele două zile în care a fost mașina la noi, am mers numai București în condiții de trafic greu și maximul a fost undeva la 7, deci media de 5,3 mie mi se pare super ok. Acum să mă întorc la acest pulsar și să încerc să-l poziționez undeva în segmentul compact. Din câte am observat, am citit un pic aseară despre mașină, are o aerodinamică destul de bună. Sper să nu greșesc, dar am înțeles că variază undeva între, deci coeficientul aerodinamic undeva între 0,27-0,29, funcție de, mă rog, echipare, pneuri, jante, etc. Adică destul de ok. Pot să o numesc că este aerodinamică. Am simțit acest lucru și l-am explicat și la filmările de dinamică. Am simțit că influența vântului asupra mașinii este foarte mică și am dedus că are o aerodinamică superioară. Acest lucru sigur are avantaje legate și de viteza maximă destul de mare pentru o asemenea mașină și în această configurație cu motor de 1.5 de 110 cai. Și iată, și în ceea ce privește consumul, rezultatele sunt destul de bune. Reamintesc faptul că pe undeva la 130 de km pe oră am avut un consum în zona de 5, parcă așa mi-amintesc, adică extraordinar. Ce face acest pulsar mai deosebit decât concurența? Deci cum îl deosebim? De ce mi-aș lua un pulsar? Sau ce ar trebui să vadă un om obișnuit atunci când se duce într-un showroom Nissan să vadă un pulsar? Ar trebui să fie atent la faptul că mașina are un ampatament mare, mai mare decât media, adică este undeva la 2,7 metri, de unde rezultă firesc spațiul mult superior în spate. Așa cum v-am arătat, avem un spațiu peste media segmentului în spate, la nivel cu modelele Hyundai Kia, care sunt renumite pentru faptul că oferă o habitabilitate bună în spate. De asemenea, o să observe cei care se uită la un pulsar pe view faptul că este bine finisat, deci avem un interior, chiar dacă ușor sobru, totuși bine finisat și eu zic că modern, adică nu mai suferă mașina ca majoritatea japonezelor acum câțiva ani de acea tristețe a interiorului. Chiar dacă tonurile sunt sobre și dacă vreți, interiorul nu este extraordinar de spectaculos cum ar fi la o Honda de ultimă generație, totuși este un interior, zic eu, foarte modern și decent aranjat, cu ergonomie foarte bună, adică un interior cu care nu poți să greșești. Deci, iată că am identificat deja niște chestiuni bune la acest pulsar: spațiu, confort în interior, ergonomie,
Nu vreau să mă zbat acum să poziționez mașina în raport cu concurența în ceea ce privește prețul. Prețul fiecare după buzunar și-l aranjează, vede dacă poate sau nu să-și ia un pulsar sau poate că există variante mai bune. Ce pot să mai identific ca fiind peste medie la această mașină? Insonorizarea, am spus-o și repet, sunt zone în care știi că motorul este diesel, însă dacă ar fi să fac o medie, pot să spun că mașina este insonorizată superior, deci nivelul de zgomot în interior este foarte bun. În diferite regimuri, inclusiv la viteze mari, mai ales la viteze mari, pot să spun că se simte ok mașina în interior. Ținută de drum și comportament dinamic corecte, nu am ce să reproșez, la fel și frânare. Există sisteme superioare pentru acest segment de siguranță, pe lângă clasicele X, airbag-uri și, nu știu, electronică activă. Nissan vine cu acel safety shield pe care l-am mai explicat cu ocazia altor filmări cu modele Nissan. Adică avem un sistem de asistență la părăsirea benzii, avem un sistem pe care l-am văzut cel puțin în oraș funcționând de foarte multe ori de prevenire a accidentelor în trafic, respectiv dacă te îndrepți cu mașina către mașina din față cu o viteză mai mare decât ar trebui, mașina are un fel de radar care detectează acest lucru și îți emite niște semnale sonore care te avertizează că urmează un impact iminent și ar trebui să reduci, probabil că în anumite situații frânele mașinii vor interveni ele și vor încerca să mai salveze ce este de salvat. N-am avut ocazia să-l încerc pe viu, nici nu am vrut, dar am observat, adică de câteva ori mi-a intrat acel sistem în funcțiune. Le pun din nou pe ecran ca să le vedem. Deci denumirea lor este Lane, Blind Spot și Emergency Brake. Blind Spot-ul la fel l-am văzut în funcțiune mereu, adică este sistemul cu două LED-uri undeva în zona oglinzilor retrovizoare la interior, în stânga și în dreapta avem două LED-uri. Sistemul ce face, detectează mașinile aflate în unghiul mort și dacă cumva vrei să faci o depășire sau o schimbare de bandă când ai o mașină aflată în unghiul mort, la fel acele LED-uri licăresc și ai niște semnale sonore care te avertizează, atenție, undeva într-un unghi pe care tu nu-l poți acoperi vizual, există o mașină și există posibilitatea să faci accident. Pe lângă toate aceste lucruri, mai avem și sistemul de camere de luat vederi AVM, care protejează și el mașina la viteze mai mici, în cazul manevrelor foarte dificile de parcare. Și toate aceste lucruri, practic, formează împreună acest sistem bun de la Nissan și pe care îl poți până la urmă lua la un preț normal. Deci nu este un sistem care să fie doar apanajul segmentelor superioare sau premium. Safety Shield, deci așa se numește sistemul, Safety Shield plus AVM, adică într-adevăr niște chestii pe care, sincer, dacă mi-aș configura o mașină acum în sărăcia mea, probabil că le-aș evita, dar dacă le-aș avea, nu mi-ar displăcea. Deci dacă aș avea posibilitatea să le cumpăr, într-adevăr sunt utile. Sigur că este util un sistem care îți poate spori șansele de supraviețuire pe șosea și în același timp un alt sistem, acel AVM, care să-ți protejeze mașina de micile impacturi. Oricât de bun șofer ai fi, la un moment dat tot vei atinge mașina pe stânga sau pe dreapta sau n-o să vezi o țeavă de gaze ca mine, că mi-amintesc cum mi-am lovit eu cheia
deși 7 ani n-am atins-o, n-am avut o zgârietură cu ea și în ziua în care am vrut să o vând, am rupt bara spate într-o țeavă de gaze pe care n-au văzut-o nici senzorii de parcare, nici eu, nici nimic. Așadar, trebuie să vă faceți o socoteală dacă merită sau nu să investiți în genul acesta de sisteme în funcție de banii pe care îi aveți. Eu unul, dacă aș avea bani, mi le-aș lua. Una peste alta și cu asta închei, Nissan Pulsar este o opțiune. Deci este o mașină interesantă. Sigur că luată cu punct cu punct în raport cu concurența, s-ar putea să fie ușor inferioară în cifre sau date tehnice față de competitorii foarte renumiți. Însă, per total, mașina oferă ceea ce îmi place mie să povestesc mereu, ceea ce a oferit Hyundai și Kia în momentul revenirii lor spectaculoase pe piață cu modelele i30 și SID, respectiv multă mașină la bani relativ puțini. Adică acest Nissan Pulsar stă sus cam cu tot. Nu poți să spui, domnule, mașina e slabă la ceva. Nu ai cum să spui chestia asta. În general este peste medie cam la tot ce vrei, începând cu portbagaj, sunet, spațiu, ergonomie, comportament dinamic. Nu am idee cum stă acum cu costurile de service sau care este fiabilitatea, dar, mă rog, motorizarea DCI este ultra cunoscută, cel puțin la noi în România, și nu cred că pune probleme nimănui, mai ales că bolile copilăriei, din câte știu, au cam fost rezolvate, adică dacă folosești motorină ok, nu ai probleme nici cu injectoare, nici cu pompă de injecție, nici cu alte chestiuni. Rămâne faptul că motorizarea este echipată cu curea de distribuție care se schimbă la un interval anume, dar nu cred că asta este o mare problemă. Sunt atâtea și atâtea motoare diesel cu curea, nu neapărat cu lanț. Cureaua având și ea avantajele ei, respectiv nivel sonor mai scăzut și în același timp o complexitate mai redusă decât un sistem cu lanț și întinzătoare. Eu zic să vizitați un showroom Nissan, să pipăiți, să încercați să faceți un mic drive test cu acest model. O să fie greu să alegi între un Pulsar și, nu știu, un Ford Focus, o să fie o decizie destul de dificilă. Însă cred că această revenire a Nissan în segmentul compact este de bun augur, este așteptată. Eu duc dorul unui model Nissan inclusiv în segmentul mediu. Am condus mult timp Nissan Primera, ultimul model până la ieșirea din producție. Și a fost o mașină extrem de spectaculoasă și de avansată pentru anii respectivi. Faptul că Nissan a lipsit pe anumite segmente, eu consider că este o mare pierdere pentru constructorul japonez și ca atare aplaud revenirea Nissan în segmentul compact și aștept cu mare interes să văd ceva și în segmentul mediu, pentru că Nissan e o marcă mare și merită să nu fie renumit doar pentru modelele 4x4 și pentru SUV-urile spectaculoase și ultra vândute, inclusiv în acest moment Qashqai sau X3, ci și pentru alte modele de mașini. Și cred că în ultima vreme, prin filmările pe care le-am făcut cu modele Nissan, v-am arătat că Nissan, așa cum a făcut-o și Hyundai și Kia la un moment dat, Nissan s-a întors și este mai proaspăt ca niciodată.